Salutare prieteni, ce faceți? Numele meu este George și bine ați venit la un nou videoclip. Astăzi vom face un antrenament acasă de picioare cu umeri. O să ne folosim de gantele pe care le-am eu și de o bandă elastică. Și doar cu aceste echipamente o să facem un antrenament foarte eficient și foarte intens acasă. Dacă vreți să vedeți mai multe videoclipuri despre antrenamente și exerciții, chiar și de alimentație, puteți să vă abonați la canalul meu și să bifați și clopoțelul pentru a primi notificări de fiecare dată când postez un videoclip nou. Și astfel veți fi la curent cu tot ce voi posta. În regulă, haideți să începem antrenamentul. În regulă, prieteni, după ce am făcut încălzirea, o să vă las link în descriere cu videoul pentru încălzire completă pe care îl puteți face și la sală și acasă. După ce am făcut încălzire, o să trecem la primul exercițiu și ne vom ajuta de această bandă elastică. Da? Depărtăm picioarele la nivelul umerilor. Coborâm. Cu palmele prindem banda elastică de partea superioară. Și ridicăm. Întindem brațele sus. De aici. Coborâm brațele. Și coborâm în genuflexiune. Astfel lucrăm și umerii și picioarele în același timp. Este un exercițiu compus care este foarte bun. Trebuie să facem și cu gantele, trebuie să facem și cu bara. Dar cu banda elastică pentru începători este cea mai bună soluție pe care o putem alege. Vom face 10-12 repetări. Bun. Da, te cam zgârie puțin, dar... Da, coborăm întâi brațele, apoi genuflexiune, ridicăm genuflexiune, apoi ridicăm brațele. Respirăm. Să ținem spatele drept. Asta nu ne ducem în față. La spatele drept. Și încă una. Hop. Up. Jos. Ok, acesta cu bandă elastică a fost mai mult de încălzire. Acum vom trece la primul exercițiu pentru picioare. Eu o să fac genuflexiuni pe un singur picior. Cine nu poate să facă pe un singur picior, poate să facă pe ambele picioare sau poate să facă din nou cu bandă elastică. Sau poți să fac cu gantele pe umeri, sau cu gantele pe lângă corp. Deci avem alternativă pentru cei care nu pot să facă pe un singur picior. Respirăm după fiecare repetare. Mâinile le ținem în față pentru echilibru, dacă să avem echilibru. Vom face 8 repetări pe dreptul, 8 repetări pe stângul. Faci aceste genuflexiuni pe un singur picior, ai nevoie de mobilitate și în genunchi și în gleznă, ca să te lași până jos, că altfel nu o să poți. Dar un exercițiu nu mai bun decât a mai face cu greutăți, după părerea mea. Oh, că una, oh, m-am luat de căldurile. Oh. Și aceasta este doar prima serie, vom face și aici 3-4 serii. A câte 8 repetări pe fiecare picior. Și să zic doar primul exercițiu. Trecem la celălalt doilea exercițiu pentru picioare. Vom face fandări
înapoi cu gantele în mâini, da? Ce este important la fandări? Să avem 90 de grade între gambă și coapsă și la fel și în partea cealaltă și 90 de grade între cele două coapse. Ridicăm. Vom face 10 repetări pe dreptul și 10 repetări pe stângul. Ținem spatele drept. Deci vom face tot 3-4 serii. Uitați să respirați după fiecare repetare și să vă hidratați după fiecare serie. Este foarte important să ne și hidratăm. Vreau să trecem la cel al treilea exercițiu și ultimul pentru picioare pe care îl facem, pentru că vom face 3 exerciții pentru picioare și 3 exerciții pentru umeri. Vom face îndreptări cu gantelele. Nu vom face îndreptări ca și cum am lucrat spatele, le facem cu genunchii foarte îndoiți, da? Vom lucra bicepsul femoral. Depărtăm picioarele la nivelul umerilor, gantele puțin în față, coborând din trunchi, da? Când gantele ajung în jurul genunchilor, îndoim, flexăm foarte puțin genunchii, spatele drept și ne ridicăm. Coborâm, genunchii puțin flexați și ridicăm. Coborâm. Este important dacă aveți vreo oglindă în care să vă uitați, ca să țineți spatele drept, da? Lăsăm puțin genunchii, spatele drept și ne ridicăm. Vom face 10 repetări cu ce greutăți aveți și voi acasă, da? Să simțiți bicepsul femoral, da? Op. Ok, și trecem acum la primul exercițiu pentru umeri. Vom face ridicări cu gantele înainte, din picioare, spatele drept, genunchii puțin flexați, privire înainte și vom ridica câte o gantelă, dar vom ține cu priza neutră, da? Încercăm să nu ne balansăm, să ridicăm doar din număr. Să respirăm la fiecare repetare. Cred că v-am înnebunit cu respiratul ăsta, dar este foarte important că foarte mulți uită să respire. Vorbesc serios, chiar uită să respire. Vom face 10 repetări pe brațul drept, 10 repetări pe brațul stâng. Up. Trecem la cel de-al doilea exercițiu pentru umeri. Am lucrat primul exercițiu, partea anterioară a umărului, acum vom lucra partea mediană a umărului și vom face fluturări. Tot 3-4 serii, 8-10 repetări.
Deci când ridicăm, este important să nu ținem brațele orientate în jos, da? Să fie la același nivel cu cotul, nici sus, nici jos, la același nivel. Și coatele să le ținem puțin flexat, să nu ținem brațele drepte, da? Să le ținem puțin flexat din cot. Trecem acum la cel de-al treilea exercițiu pentru umeri. Am lucrat partea anterioară și mediană, acum vom lucra și partea posterioară și am ales să facem cu o bandă elastică, pentru că am lucrat cu gantele de la două exerciții. Putem să incorporăm și exerciții cu propria greutate. Dacă nu dispuneți de niciun fel de echipament, am o serie întreagă cu fiecare grupă musculară pe care o puteți lucra acasă fără niciun fel de echipament, folosindu-vă doar de greutatea corpului. Deci o să vă las, oricum o să aveți playlist cu, în descriere, cu toate videoclipurile mele. Adică o să aveți playlist cu exerciții acasă, playlist cu exerciții acasă fără echipament, playlist cu exerciții cardio, cu alimentație și cu toate astea, o să le aveți jos în descriere. Acum depărtăm picioarele la nivelul umerilor. Trebuie să apucăm banda elastică să fie... Da, e ok așa. Spatele drept. Nu se confundă acest exercițiu cu ramatul pentru spate, pentru că acolo este diferit, da? Acolo nu stăm din această poziție de aplecat. Sau chiar dacă stăm din această poziție, este important cum ținem cotul atunci când ridicăm. Pentru că atunci când lucrăm pentru spate, cotul trebuie să fie pe lângă noi, aici. Noi acum coatele noastre sunt aici, da? Aici. Și va lucra partea posterioară a umărului. Dacă coatele sunt pe lângă noi, lucrăm mai mult spatele. Deci atenție la aceste detalii mici, că sunt foarte importante. Da? Vedeți, coatele sunt depărtate de corp. Super! Regulă, prieteni, aș să facem acest antrenament acasă pentru picioare și umeri folosindu-ne de gantere, de bandă elastică și de exerciții cu propria greutate. Adică am incorporat trei genuri de antrenament într-unul singur. Astfel am făcut și munca mai ușoară și am diversificat și antrenamentele și exercițiile. Dacă vreți să vedeți mai multe antrenamente și exerciții pe care le puteți face acasă sau la sală și despre alimentație și despre cum să slăbești și foarte multe informații, nu uitați să vă abonați la canalul meu, să bifați și acel clopoțel, să primiți notificări de fiecare dată când postez ceva nou, să fiți la curent cu ce o să postez. Dacă v-a plăcut acest videoclip, uitați să dați un like, să distribuiți și să vă abonați la canalul meu, bineînțeles. Și ne revedem data viitoare cu un nou video. O să încerc să postez săptămânal, deci în fiecare săptămână va fi ceva nou de la mine. Vă aștept și să-mi spuneți cum vi s-a părut acest antrenament. Multă baftă! Pa!